și Andreea, o să mergem puțin în zona de testarea performanței pentru aplicații web și o să încep cu o mică poveste. Ce înseamnă performanța? Ce este performanța pentru fiecare dintre noi atunci când pornim la drum să evaluăm aplicațiile web? Acum câțiva ani am fost pusă în fața faptului minic de a testa partea de performanță pentru o aplicație web unde testasem partea de funcționalitate. Neștiind despre ce e vorba, nu mai făcusem astfel de testare până atunci, am întrebat pe ei ce presupune. Și explicația care a venit a fost foarte scurtă. E simplu, iei un tool, faci niște request către un web server, îi jonglezi din niște parametri și observi efectiv cum se comportă aplicația în condițiile respective. Țin să spun că în momentul respectiv am făcut testele așa cum mi s-a spus, însă rezultatele nu au fost neapărat concludente și nu cred că a adus prea multă valoare în cele din urmă, ceea ce am făcut noi la momentul respectiv. Ce este important de menționat este că atunci când te gândești la performanță, e bine să ceri de la bun început input de la client, de la stakeholder și, dacă se poate, de ce nu, și de la end-user, astfel încât să existe o înțelegere comună în privința așteptărilor pe care le ai de la aplicația în sine. Ce pot să spun că a însemnat asta pentru noi a fost să ne uităm în trei zone dedicate. Și anume, să încercăm să clarificăm cât de bine se poate de la bun început zona de așteptări, să avem un volum de date și un design al datelor pe care le vom folosi ulterior în testare, care să fie concludent și care să aducă valoare din testele pe care le vom efectua, și să încercăm să clarificăm niște key transactions din care mai târziu să putem să rafinăm niște scenarii de test. Așteptările. Atunci când încercăm să stabilim niște non-functional requirements, să stabilim niște metrici pe care le avem în calcul și să ne uităm la așteptările pe care le avem și noi și clientul de la aplicație, inevitabil vor apărea întrebări. Când avem întrebări, ce facem cu ele? Este important ca echipa de testare, împreună cu echipa de development și cu clientul, să lucreze împreună, să existe o comunicare permanentă, ca să nu existe înțelegeri în privința a ceea ce trebuie să ofere aplicația din punct de vedere al performanței. De cele mai multe ori are o imagine clară asupra funcționalităților pe care își dorește de la aplicație, însă poate nu reușește ca și nivel de performanță a aplicației să ofere toate detaliile necesare. Sau pot fi situații în care clientul vine cu niște așteptări înalte în zona de performanță și pot să aducă adevărate challenge-uri în zona de implementare. Tocmai de aceea e bine ca echipele să fie, sau aceste părți să fie puse împreună și să existe un common understanding asupra ceea ce înseamnă așteptările. Ne uităm la niște aspecte cheie atunci când încercăm să testăm și să evaluăm performanța unei aplicații web. Și veți vedea că pe parcursul prezentării vom veni cu niște exemple concrete, bazându-ne pe o aplicație internă la care am lucrat împreună cu colegele mele la un moment dat, unde am avut ocazia să facem o astfel de analiză. O aplicație care e menită să ofere suport să ofere suport angajaților în distribuirea de date la nivel de companie, angajați din locații diferite, astfel că să fim în sync în permanență cu evenimente interne și cu informații de tot felul. Aplicații care oferă suport al managementului de slideshow-uri prin slide-uri de diferite formate, fie că sunt Google Slides, PDF-uri sau alte formate proprietare. Să
poți face management al device-urilor aflate în diferite locații, poți avea acces la un repository de blueprint-ul și așa mai departe. Pornind de la aplicația despre care vă spun, vom puncta exemple în zonele în care venim cu diverse topicuri. În cazul a ceea ce vă povestesc acum, aspectele de performanță, ne-am gândit concret. În zona de volum, spre exemplu, ne-am uitat la volumul de date pe care preconizăm să le aibă aplicația într-un lifetime estimat. Fie el număr de utilizator, număr de slide-uri, de slideshow, de device-uri și așa mai departe. La scalabilitate ne-am uitat la capacitatea aplicației de a putea să susțină un număr crescut de utilizatori și de entități specifice. La environment configuration te poți uita la cum să îți gândești setup-ul hardware astfel încât along the way să nu devină pentru tine un bottleneck și așa mai departe. Sunt doar câteva exemple pe care le-am punctat. Cum spuneam, toate aceste informații poți să le descoperi în prima fază punând întrebări. Important este însă să pui întrebările corecte și complete la momentul potrivit. Am întrebat care este ciclul de viață al aplicației, am întrebat care este numărul de utilizatori pe an și care este rata de creștere a lor, am întrebat câți useri vom avea pe companie, am întrebat câți useri activi, câți useri inițial vor fi. Important de punctat este că pot fi întrebări incomplete care pot duce mai departe la reale probleme, în sensul în care poți întreba care este response time-ul acceptat de către client. O întrebare evident incompletă, în cazul respectiv trebuie să vii cu niște date concrete și să întrebi în ce situație sau pentru ce anume cu întrebarea respectivă. Am să o las mai departe pe colega mea, Elina. Mulțumesc! Trecem de partea de expectations către data de volume data design. Odată ce avem răspunsul de la client și de la echipă, încercăm să le organizăm în funcție de zona unde avem nevoie de ele. Și zonele pe care ne vom focusa astăzi seară sunt assumptions, volume data design și scenarii. Pentru a putea merge ulterior către o evaluare corectă a performanței. Și haideți să le luăm pe rând. Assumptions. Noi am considerat assumptions a fi informațiile care le utilizăm ca date primare în aplicațiile, care ne ajută ulterior la calculele pentru a evalua performanța. Și acestea reies din răspunsurile la NFR-urile prezentate mai devreme. Ca răspunsuri avem? Care este application lifetime-ul? Durata unei sesiuni de utilizator considerată. Peak time-ul, ca durată, dar și ca moment în timp. Numărul de utilizatori, fie că sunt inițiali, deci cei care se înregistrează în prima fază în aplicație, activi, cei care folosesc aplicația în mod real, sau concurenți, în situația în care un utilizator intră pentru a edita slideshow-urile, ca să merg pe exemplul anterior, un alt utilizator o utilizează ca să prezinte ceva și așa mai departe. Ca să fim conștienți de ce timp implică și de efortul necesar pentru o astfel de strângere de assumptions, o să merg mai departe pe exemplu și noi am considerat pentru exemplul nostru un application lifetime de 5 ani. De ce 5 ani? Păi 10 ani este cam mult pentru o aplicație web, suntem toți conștienți că tehnologia evoluează foarte repede. Clienții își doresc altceva și atunci safe a fost 5 ani. Am mers mai departe pentru a estima numărul de companii care vor utiliza aplicația în acești 5 ani estimați. Și ca să fie cu atât mai real, ne-am gândit totuși că în primul an aplicația va fi achiziționată de 500 de companii. În al doilea an și al treilea an, fiind considerați ani de creștere garantată, în al doilea an 3.000 de companii, în al treilea an încă 20.000 de companii.
următorii 2 ani fiind cu o creștere continuă de 5.000 de companii pe an. În sumă, noi am ajuns la un total de 33.500 de companii în 5 ani, estimatul nostru pentru lifetime-ul aplicației. Alte valori ar fi numărul inițial de utilizatori, pe care a fost estimat la 5, numărul de slide-uri per slideshow, care este un average stabilit pe toată durata aplicației și am estimat-o la 7, numărul de slideshow-uri per companie per an, am estimat 120, ceea ce înseamnă că în 5 ani s-ar ajunge la 600 de slideshow-uri per companie. Bun, și pe când am pus valorile acestea pe foaie și am ajuns la un volum de calcul considerabil, începem să ne punem întrebarea, what about volume, într-o astfel de situație. Și atunci, pentru a avea rezultate sănătoase într-o evaluare a performanței de acest gen și pentru a răspunde unei astfel de provocări, analizăm volumul din 2 puncte de vedere, designul datelor și volumul datelor. În aplicația noastră, cam așa a arătat volumul datelor. Entitățile din aplicația noastră cu atributele lor unice și calculele aferente. Mare atenție ne-a atras o entitate user care, estimând noi acei 5 user inițiali per companie, înmulțit cu 33.000 de 500 de companii în 5 ani, am ajuns deja la un calcul de 167.500 de entități doar pentru acest user. Mai departe, slideshow-uri. Am spus că vor fi 500-600 în 5 ani, dar per companie. Pentru 33.500 de companii este o valoare cu multe zerouri. Mergem mai departe pentru slide-uri, care am spus că vor fi 7 pe average pentru fiecare slideshow, facem calculele de rigoare și ajungem la o valoare și mai mare. De aici realizăm că am vorbit despre assumptions, am vorbit despre volume data design și putem să mergem mai departe spre a vorbi despre scenarii. Cert este că toate acele calcule anterioare pe care le-am făcut și valorile pe care le-am obținut ne-au făcut să ne dăm seama că noi nu ne așteptăm la acele valori. Și ne-au ajutat foarte mult făcând pas cu pas toate aceste calcule. Ducând totul mai departe la scenariu, stăteam să ne gândim ce ar trebui să ne gândim pentru un scenariu. Păi am putea analiza durata unei sesiuni utilizator, acțiunile pe care utilizatorul le face într-o sesiune pe acea aplicație, de câte ori va face acea acțiune într-o sesiune, endpoint-urile accesate per sesiune și numărul de hituri per endpoint per acțiune. Ce este foarte interesant este când pentru un punct în plus spre realitate al acestor scenarii, considerăm un action mix al acestor acțiuni. În sensul că, într-o sesiune, un utilizator poate să facă creare de slideshow, poate să facă editare, poate să facă play, poate să facă publicare, dar nu toate aceste acțiuni le face într-o pondere egală. Ar fi mai puțin real să considerăm că va face un sfert din timp creare, un sfert din timp play și așa mai departe. Și atunci este foarte bine să venim cu un assumption pe partea aceasta de action mix cu ponderi pe care le asignăm fiecarei acțiuni pe care noi o considerăm pentru aceste use case-uri, pentru aceste scenarii. Așa că noi am considerat pentru crearea de slideshow o pondere de 20%, pentru play-on 30%, pentru editare 30%, pentru publish 20%. Toate acestea vor fi folosite ulterior în calcule. Pe un caz concret, avem, în cazul scenariului de creare, identificarea acțiunilor și a numărului de câte ori acea acțiune este făcută. Practic, un utilizator va face această acțiune, va intra în acest scenariu, ce acțiuni va face și câte acțiuni va face. Astfel, login-ul într-o sesiune se va face o singură dată.
accesarea creării slideshow-ului odată. Crearea de blueprint, să spunem că de două ori pentru a-și ușura slideshow-ul, crearea slideshow-ului. Salvarea de slideshow-uri, puncte intermediare, când suntem obișnuiți cu Ctrl-S, să spunem că de 5 ori. Accesarea preview-ului de slideshow de 3 ori. Însă, ce impact au mai departe aceste acțiuni la nivel de server, o să vedem mai departe. Și las pe colega mea să vă mulțumesc. Avem deja identificate functional requirements. Avem de asemenea calculat volumul de date, știm deja ce acțiuni face fiecare user pe o anumită durată de timp. Ce facem cu aceste informații? Pornind de la NFRs, primul pas pe care ar trebui să ne gândim este să ne definim un set de acceptance criteria pe parte de performance, care ne vor ajuta în vederea și stabilirea inițială al unui nivel de performanță al aplicației, observarea problemelor care apar pe parcurs și către ce nivel trebuie să ne îndreptăm. Pe partea de availability, am putea să ne stabilim că aplicația noastră să fie available tot timpul către user. Pe partea de concurență și throughput, ar trebui să ne gândim care sunt acele valori la care aplicația noastră să se comporte decent. Și pe parte de response time, depinzând foarte mult de scopul aplicației și de impactul pe care îl are asupra clientului, să ne gândim dacă am avea o aplicație, de exemplu, din domeniul de burse de valori, unde informațiile trebuie în real time afișate, un response time foarte mare ar dăuna și ar impacta negativ end-user-ul nostru. Mai mult decât atât, un pas și mai important ar fi să ne definim niște metrici pe parte de network utilization și server utilization, care ne vor ajuta în descoperirea problemelor și mai mult a cauzelor acestora. Trecând mai departe, avem volumul de date deja stabilit din calculul Irinei și știm și de ce folosește. Un pas în continuare ar trebui să îl avem în definirea input data, și aici vorbim despre toate datele pe care un user le introduce în sistem odată cu interacțiunea lui cu această aplicație, fie că sunt user credentials la login, fie că este user criteria, fie că este numărul de slide-uri pe care vrea să le introducă într-un slideshow. Toate acestea ne ajută să spunem scripturilor noastre pe mai departe ce anume să facă, pentru că ele automat nu vor ști. Avem definite activitățile pe care userul le poate face pe o anumită perioadă de timp. Știm că nu toți userii concurenți vor face aceleași acțiuni în același timp. Și atunci putem intra și filtra printre aceste acțiuni și a ne pregăti un set de teste per zone cu risc. Luând un exemplu de scenariu, de exemplu Edit Slideshow, putem vedea că există doar câteva activități pe care le face un utilizator. Fie este login, fie ajunge pe pagina de liste de slideshow-uri, apoi accesează zona de editare. În spatele acestor activități pe care le face userul, există mai multe call-uri către un server. Prezentând un pic exemplul, în spatele unei simple accesări de liste de slideshow-uri, există un singur call către server care va prelua primele 24 de ID-uri de slideshow-uri și apoi câte un call pentru fiecare ID în parte pentru a retrage detaliile. Deja calculând inclusiv dacă userul
mai vrea încă 12 slideshow-uri să-i apară pe pagină. Avem 38 de poll-uri pe care le face un singur utilizator odată. Presupunem că pe durata 30 de minute a testului nostru, un utilizator va accesa zona de liste de slideshow-uri de 10 ori. Deja avem 380 de call-uri către acele două endpoint-uri. Mai mult decât atât. Niciodată un user nu va fi singur pe durata aceea de timp și să presupunem că ar mai fi încă 99 de useri împreună cu el care odată sau la un anumit moment în timp vor accesa zona de site slash list. Deja numărul call-urilor către acele endpoint-uri crește și putem identifica o zonă cu risc major pe partea de performanță. Un aspect pe care cu toții cred că nu îl considerăm foarte important este zona de a face testele să fie cât mai reale, de a simula comportamentul unui user. Și aici putem identifica care sunt acele pauze pe care le face userul de fiecare dată când interacționează cu aplicația, fie că este la login când își introduce datele de login, fie că pur și simplu se uită și caută ceva în lista de slideshow. Sunt pauze pe care le face și acestea variază în funcție de activitatea pe care o face, pauze care ne ajută să simulăm un comportament real al userilor. Mai mult de atât, aceste pauze introduse în scenariile noastre și în scripturile noastre ne vor ajuta în a verifica dacă aplicația noastră, într-un caz real, se va comporta așa cum ne dorim. Ca ultim pas, trebuie să ne gândim cât timp vom executa acele teste, nu neapărat de câte ori, ci cât timp vom ține un server sau o aplicație sub stres. Una dintre variante este să ne oprim atunci când nu mai avem date și aici trebuie să fim atenți să ne creăm acele date de test să fie suficiente pentru a ne atinge scopul testării și validării performanței. Și o altă variantă ar fi să ne setăm o sesiune de test de exemplu 30 de minute, în care știm câți useri vor fi introduși și câte acțiuni vor face și astfel vom putea stabili clar cum se va comporta aplicația. Toți acești pași ne ajută să creăm situații reale pentru a identifica probleme reale ale aplicației noastre. Andreea? Sper că am reușit să vă atragem atenția și să creștem awareness asupra a câteva aspecte cheie pe care trebuie să le iei în calcul atunci când te uiți la performanța unei aplicații web. Și țin să reiterez principalele aspecte, să clarifici așteptările și să existe acolo un common understanding în privința lor, să ai un volum de date consistent și care să fie concludent și să ai designul datelor făcut așa cum trebuie și să identifici key transactions din care să-ți rafinezi mai departe scenariile tale de test. Pentru a fi primul, zicem noi că important este să ai skill-urile necesare, dar la fel de important este să ai la îndemână mijloacele necesare pentru a garanta că vei obține cele mai bune rezultate. Mulțumim!